Membrii grupării religioase Family Radio spun că sfârșitul lumii și judecata de apoi vor veni la 21 mai. Ei susțin că însăși Biblia indică pentru cine știe să-i dezlege tainele nu numai data, ci și ora marelui final. May 21st is the beginning of the destruction. We're finding out that's going to happen at 6 p.m. Starting from the east to the west. So by the time it's May 21 here on the east coast, a quarter of the world's population will have been destroyed. Secta a făcut totul pentru a răspândi Marea Veste. O întreagă flotă de camioane a invadat piața din centrul orașului New York, iar voluntarii au început munca de lămurire de la om la om, dar au nimerit mai ales peste sceptici greu de convins. I'm a watchman, and I'm here to warn you. You got 8 days. You can believe it or not. Judgment day is coming in 8 days. Bullshit. Militanții îi îndeamnă pe oameni să se roage pentru că doar așa, spun ei, au șanse să fie salvați prin grația divină înaintea sfârșitului. I don't know if I'm going to be here on the 22nd or not. Hopefully I will not be, but this is still going to happen on the 21st. If I'm here on the 22nd, that means that I was not, you know, a saved person. Eforturile sunt însă aproape inutile. La New York, sfârșitul lumii pur și simplu nu pare credibil. I personally don't care about May 21st because, like I said, I could die tomorrow. I'm with God already. I doubt it. I don't believe. I mean, I'm a religious person. I go to church too, but I don't believe that. Îndoielile sunt justificate. Liderul sectei a prezis deja sfârșitul lumii în septembrie 1994, iar când acesta nu s-a întâmplat, a spus că a greșit calculele. Acum însă este ferm convins că nu s-a mai înșelat.